tot acest avans tehnologic care se referă la calculatoare a luat-o mult în față față de restul societății. Okay? Și asta va crea dezechilibre. Avem, de exemplu, inteligența artificială. Sunt convins, toată lumea vorbește sau are niște opinii cu privire la inteligența artificială, dar trebuie să înțelegem că toate acele joburi, acele locuri de muncă care în prezent se realizează de către o persoană în fața unui calculator și, în fine, cum se spune, introduce informație și calculatorul face procese computaționale, toate acele joburi în următorii ani, dacă nu vor dispărea, vor fi profund schimbate. Și asta ne arată și asta ne demonstrează faptul că societatea noastră este într-un proces de schimbare accelerat cu care, din punct de vedere, dacă vreți, biologic, creierul nostru, creierele noastre, capacitatea noastră de adaptare nu mai ține pasul cu acest avans tehnologic. Și lucrurile astea nu sunt simple, pentru că în cadrul societății produc tot felul de efecte adverse. Schimbarea în sine nu reprezintă progres. Și la nivel european, la nivel național, toate instituțiile, fie ele, cum spuneam, europene sau naționale, încearcă prin elemente de reglementare să se asigure și să ne asigurăm că există o ordine și progres în acest haos al schimbărilor rapide și accentuate care vine și a venit deja peste noi. Și nu vreau să intru în multe detalii tehnice pentru că lucrurile sunt complexe și aș putea să cu ușurință să plictisesc telespectatorii. Un singur lucru vreau să-l adaug. Deja există tehnologia realităților imersive, altfel spus, așa cum au apărut telefoanele mobile în urmă cu, să zic, 15 ani, mai mult sau mai puțin, 10 ani de acum înainte sau peste 10 ani vom vedea persoane care folosesc, cum avem noi ochelari, sunt niște ochelari digitali, ochelari speciali, care practic proiectează pe câmpul vizual fizic elemente de... Vedem și azi la Mihail Cogălnicianu sau piloții de F-16. Exact, realitatea augmentată, realitate virtuală, realitate extinsă, lucruri care acum nu sunt înțelese, dar cu siguranță vor veni peste noi, deja sunt aici și vor produce schimbări și transformări pe care nici măcar nu le putem anticipa.